Ce m-aș face eu, ce te-ai face tu, dacă n-ar fi YouTube-ul? YouTube-ul pe care ne regăsim și astăzi, canalul meu, al lui Nicu Bendea. Mulțumesc frumos de abonare, mulțumesc că ați apăsat clopoțelul ca să aflați când primiți o nouă notificare. Asta înseamnă că am pus un nou video. Vă mulțumesc pentru faptul că spuneți lumii să intre aici pe canal. Aici pe canalul meu, unde ne înțelegem, unde dezbatem atâtea probleme. Nu o să vedeți la talk show-urile de la televizor subiectele dezbătute cu atâta acuratețe și cu atâta rigoare. Mulțumesc pentru comentariile pe care mi le scrieți și de care țin cont în următoarele videouri pe care o să le fac. Mulțumesc așadar, dar destul cu mulțumirile, să trecem în miezul subiectelor, să trecem la subiectele fierbinți ale zilei și încep zicând așa, 4 nopți și 4 zile am negociat cu tine, să-mi spui după 4 nopți că ai mai avea bani, dar nu mai poți să-mi dai, că mi-ai dat destul. Președintele Iohannis și-a sacrificat un weekend, putea să meargă cu bicicleta, putea să meargă în Florida, putea să meargă la Sibiu, să deretice prin cele 6 case. Nu, a mers la Bruxelles 4 zile și 4 nopți, a negociat de... Nu e adevărat, a negociat în favoarea României și am obținut astfel 80 de miliarde de euro în tranșe pentru următorii nu știu câți ani. Da, am obținut 80 de miliarde de euro. Cine s-ar fi gândit? A și luat banii cu el. Banii, i-a luat, a pus banii în plase, în sacoșe, nu știu ce i-a pus, că-s niște bani, dar nu i-a lăsat la Bruxelles. I-a luat cu el în România, a dus banii cu el, Iohannis, i-a dus în țară, 80 de miliarde de euro, vă dați seama câte plase i-au trebuit. Păi ai niște zeci de rafii care se cereau umplute. S-a și împrumutat lui Cioloș, care și Cioloș era pe la Bruxelles și a zis, domnul Iohannis, să pot ajuta cu ceva, dacă ai să mă împrumuți cu ceva plase. Zice, am numai 2 saci de ceapă, acum am golit ceapa de la Pericei, am terminat-o aici, că am mâncat-o cu Clisă, cu europarlamentarii și vă pot da 2 saci. Vedeți că-s cam rar și să nu cadă din ei banii. Nu e nimic, a zis Iohannis, a luat sacii, a burdușit cu euro și a legat cu ce? Cu batistuța lui Rareș Bogdan. Vedeți? Rareș Bogdan, ce patriot este, cum se sacrifică el pentru țară. Și-a dat cea mai frumoasă batistă de mătasă ca să se lege cu ea sacii cu bani. Bani pentru noi, pentru români. 80 de miliarde de euro pentru infrastructură, pentru relansare economică, pentru om mai vedea noi. Și Maria Grapini s-a băgat în seamă. Maria Grapini a băgat mânuța acolo într-o straiță de-a lui Iohannis, dar el imediat, pac, i-a tras fermoarul peste degete și a zis să pronunțe 6 sași în 6 saci. Bineînțeles că Grapini n-a putut pronunța și a plecat foarte nervoasă, foarte supărată, foarte iritată. Noroc că a fost sas președintele de data asta, că ăsta e mai strângător. Și că a dus toți banii în România, dacă era Ponta. Dacă era Ponta de la Bruxelles până în România, termina toți banii, îi dădea pe la prieteni. Dar nu-i nicio problemă, că el tipărea alții. Că el e maestru în strategia copy-paste. Da. 80 de miliarde de euro pentru noi, pentru români, vă dați seama. Ce sumă frumoasă. Ce s-au gândit unii? Orban, când l-a văzut ieri dimineață, la prima oră, pe președinte, a zis, n-ai de o bere. Orban, tot Orban. Ministru Vela a zis, dă-mi și mie niște euro să-mi schimb geaca. Nelu Tătaru n-a cerut niciun euro de la președinte, ba mai mult, a dat 10 lei să plătească taxiul care l-a adus cu banii în România. 80 de miliarde, e ceva, domne. Păi eu zic să... Acum, na... Sfatul de la Bruxelles este să-i băgăm în infrastructură, să construim ce nu s-a construit, dar s-a furat. Autostrăzi, școli, spitale, să investim în agricultură, în domenii noi, în... Eu zic așa, noi suntem vreo 20 de milioane de români. Punem și diaspora că sunt români de-a noștri. 20 de milioane, cam atâta suntem aici în țară și împrășteați pe tera. 80 de miliarde împărțiți... Acești bani împărțiți la noi, la 20 de milioane de români, dă suma de vreo 4.000, 4.000 și ceva de euro pe cap de locuitor. Bă, 4.000 de euro sunt bani. N-o să ne dea nouă ăștia, acum, nu mai așteptăm până în 2032, acum să ne dea banii, că știm noi cum să investim. Investim cu cap. De exemplu, eu să am 4.000 de euro, nici nu pot să mă gândesc că aș avea o sumă de asta și să văd ce aș face cu ei. Nu știu, probabil că... I-aș împărți la soție, la copii și restul de 3.800 ar pune soacra bine deoparte. Nu știu, dar mă gândesc așa, ca românul, ce să faci cu 4.000 de euro acum, vara?
după atâta pandemie, da? Îi iei și mergi la Mamaia. Te lăfăi la Mamaia o zi și aproape jumate și după aia mai vedem. Trăim din ajutoare sociale, că pentru asta țin tot timpul bani. Păi n-ați auzit ce a zis Ciolacu? Imediat cum au auzit că Iohannis a obținut, mă rog, în urma negocierilor s-au obținut 20 de miliarde pentru România, n-ați văzut pe Ciolacu, interimarul de la PSD, ce a zis? Să se mărească pensiile. Normal, că prietenul Dorneanu de la Căcăre, nu CCR, Căcăre, are nevoie de bani. De la 300 și nu știu cât de milioane pensie specială, acum are numai vreo 400 și. Și ar trebui să aibă și el măcar vreo 600-700 de milioane. Un ban vechi pensie, că merită Dorneanu de la Căcăre. Căcare, căcare, căcare din noi, căcare, căcare, căcare pe voi. Aha! Deci așa au zis domnul Ciolacu de la PSD. Păi normal că ăștia au făcut niște previziuni când erau la putere, au mărit haotic tot, dar pe ce bani? S-au împrumutat ei cu ceva zeci de miliarde. Dar acum dacă tot ne-o dat Bruxelles banii ăștia, ca să se vadă gloria programului PSD, îi băgăm în găurile făcute de PSD-iști. Na, 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 na. Ciolacu săracu, se vede iară președinte la partid, dar au zis Orlando, știți pe Orlando. Finlandezul zburător, zice, candidez și eu. Poate îl scot din schemă. Lasă domnul pe Ciolacu. Orlando. Păi cam așa e circus în PSD. Circul Orlando. Dresură de miniștri, dresură de senatori, dresură de deputați. Avem și aici femeia cu barbă. Nu vă mai spunem, dar este pătușă. Circul Orlando. Asta ar face ăștia dacă ar fi iară la putere. Dacă ar ajunge iară la putere. Păi nu-l vedeți pe ministrul... politicianul mitralier, deputat sau ce-o fi, Rădulescu ăla, mitralier, medic, doctor, da. Ce-o zis? Că el nu poartă mască, pentru că așa a zis Trump. Cum s-a scus de un bolun? Înseamnă că ești mai bolun decât el. Zilele trecute, mitralier a făcut nu știu ce scandal într-o benzinărie. Într-o benzinărie n-a vrut să poarte mască. Ca și ceilalți doi care au făcut scandal în șaormerie. Mitralier a zis că nu-l interesează oricum, plătește amenda, dar el face scandal în benzinărie și nu poartă mască. Băi, ăștia de când nu mai ies în plenul Parlamentului să facă acolo scandal, să facă acolo circ, pe unde prind un locșor, fac spectacol. Cred că se uită la camere, la benzinării, mă vedeți, îți rău, nu port mască, plătesc amendă. Ce vremuri, ce vremuri, săracul Irineu Colombianu. Săracul Irineu Colombianu, după ce a renunțat la dita mai mașinile lui și a trecut la un amărât de Opel, după ce a plecat din vila lui și a ajuns într-un apartament amărât, acum își vinde și barca, avea la Snagov o barcă, pentru că la viața lui el s-a cam dat în bărci. Băiat, și-a vândut barca. Dar la vârsta lui, cică s-a apucă să-și construiască o arcă. Îți construiește o arcă și acolo mai prinde ceva top modele de pe la agenții și pleacă. Așa, speră că o să vină un potop planetar. Potop de bani vine peste România. Oare ce o face cu 80 de miliarde de euro în atâția ani? Oare cât s-o fura din ei? Un sfert o să intre în ce trebuie? O să vedem într-adevăr o autostradă construită cap-coadă? Vă trei spitale regionale ridicate așa cum se cuvine? Școlile făcute și puse la punct, fiecare cu internet dotată, cu condiții pentru copii, cu Buda scoasă din fundul curții și făcută așa cum trebuie în incintă? O să apucăm noi zilele astea, dragii moșului, o să trăim noi zile așa de frumoase. Nu știu ce să zic, dai bai. De la bani tot timpul au fost bai. Nicolae Guță și cu Florin Salam au dat în judecată un clan de interlopi. Le-a făcut plângeri penale vreo 11, nu știu cine au scris plângerile penale, că ei mai mult le are cu vocea. Așa încât căci interlopii ăștia le lua banii. Deci la chefuri unde cântau maneliștii ăștia celebri, se aruncau cu bani. De către cine? De către cei care au bani. Nu Bruxelles, interlopii noștri. Interlopii noștri care sunt un fel de UE. Să le dăm pace. Și după ce se termina cântarea, după ce nu mai filma nimeni, ăștia mergeau cu grebla, cu lopata și luau bani înapoi. Și maestru Guță s-a săturat. Păi ăștia îl loveau cu bani, cu teancurile de bani. De aia are el frunte așa de cercoscopist, da? Și s-a săturat maestru Guță și a făcut, uite, front comun cu Salam, o rege cu un împărat. Ori mers la poliție și au zis, bă, nu ne mai convine așa. Ori ne dau bancă, noi am prestat. Credeți că e ușor așa să te mai muțărești? Și să ne dea bani. Ori ne
trei pe carte de muncă la ei interlopii și ne dau salar, ori ne mai lasă și nouă din banii aruncați pe dedicație. Că totul e aparență, prea puțin este esență. În aparență au trecut 10 minute, în esență parcă stăm de 2 secunde de vorbă, că așa repede trece timpul aici pe YouTube când intru și stau de vorbă cu dumneavoastră, de nu-i drept și adevărat. Mulțumesc de urmărire, like, click, subscribe, abonare, like, nu uitați, aici mă găsiți și mâine, canalul de YouTube Nicu Bender. Vă aparține, comentați, întrebați, să facem un dialog din monologurile noastre de dimineață. O zi frumoasă vă doresc în continuare, mai ales că astăzi este ziua aproximării numărului pi. Știți numărul pi? 3,14, nu se termină niciodată. Ce curios e numărul ăsta, nu poate fi exprimat ca raport între două numere întregi din mulțimea Z. Știți voi, Z nu de la Zorro, da? Ziua aproximării. Păi noi românii o sărbătorim în fiecare zi. Noi trăim aproximativ, realizăm ceva aproximativ. Ăștia ne conduc aproximativ. Ziua numărului pi, aproximarea numărului pi. Ne caracterizează numărul pi. Păi de ce n-ai făcut aia? Pi nu s-a putut. De ce s-au furat banii aia? Pi nu s-au furat, au fost absorbiți. Și când o să faceți ceva concret în țara asta? Pi nu știu. Noi facem pi, ei fac pi pătrat pe noi. Pi, 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 pa, pa. Numai bine, v-am salutat aici pe canal și mâine. Subscribe, like și gânduri bune. Aștept comentariile voastre. V-am salutat.